Așa. Nu aveam pe Zoom dat streaming-ul, în caz că vrea să intre cineva și pe Zoom. Bună dimineața, bine ai venit alături de noi și bine ați venit și voi ceilalți la o nouă ediție de Graphene Talks. Vrem să facem un obicei din discuțiile acestea și vrem să le facem cât mai interesante și cum a fost săptămâna trecută cu Eduard Dumitrașcu de la Smart City, de la Asociația Română pentru Smart City. Acum v-am adus alături un arhitect foarte, foarte interesant, cu niște proiecte interesante, cel puțin pentru mine, și am zis să le împărtășesc și cu voi. Și o să aflu și eu lucruri noi astăzi. Pe Matius Echim, de la Matius Studio, din ce m-am documentat, are 20 de ani vechime în arhitectura de retail. Cred că ești și primul, sau e primul studio de acest fel din România? Da, este o decizie pe care am luat acum 20 de ani, când eram în Iași. S-a părut foarte interesantă și foarte dinamică zona retail-ului și în acele vremuri încă nu se cereau ștampile pe proiecte. Eu am fugit toată viața mea, n-am dorit să nu am de-a face cu birocrația. Da, suntem primul studio de arhitectură din România și suntem singurul care face doar spații comerciale. Suntem specializați pe acest domeniu. Și bună dimineața, vă zic și eu ca să nu fiu lipsit de politețe. Și da, sunt la dispoziția ta. Mă bucur foarte mult că m-ai făcut această invitație. Te urmăresc și eu cu interes de ceva vreme, pentru că a venit momentul. Voiam să facem acest pas înainte de acest eveniment mondial. Vreau să facem pasul către următoarea etapă a proiectării și ne cochetam cu ideea de a avea informații din șantier cât mai exacte și cât mai mai complexe, mai bogate. De aceea interesul este mutual și câștigul reciproc în această discuție. Ok, super. Am convenit cu Matius să facem un share între informațiile noastre și în partea a doua, de pe la 10:30, o să o avem alături pe colega noastră, Denisa, în care o să ne jucăm puțin și cu norii de puncte. Am căutat câteva exemple care s-ar potrivi, ce presupunem noi că s-ar potrivi cu ce lucrează Matius. Bun, ca să începem așa cu un context, eu de Matius am auzit de curând, cred că în aceeași zi s-au auzit diferențe de la două persoane diferite. M-au întrebat de Paul Voicu de la Franchise și de Florin Enache. Și zic, s-au potrivit așa dintr-o dată. Și apoi, ușor, ușor, am intrat în contact, am citit niște articole foarte interesante. Apropo, scrii foarte bine și îmi place să citesc articolele tale cap-coadă. Și am zis, hai să îl descoperim pe Matius. Cine ești tu? Cum ai început? Mă bucur foarte mult că i-ai pomenit pe cei doi colegi, pe Paul Voicu de la Franchise și pe Florin. Și mă bucur că îți plac articolele mele. Este și meritul colegilor noștri din Iași, InVision se numesc ei. Și ca să încep să-ți răspund așa la toate întrebările, totul începe de la Iași. Acolo m-am născut, acolo am făcut școala, acolo am început cariera și mă bucur foarte mult că în continuare găsesc și proiecte interesante acolo și că pot să fac ceva pentru zona Moldovei, scriind articole, luând opinie, atitudine în
momentele decisive, sper eu, pentru că Moldova este destul de izolată și ea are un potențial dovedit de-a lungul timpului fantastic, o forță de creativitate și anduranță și bună cuvință e acolo și hărnicie care chiar merită fructificate. Și am văzut că și tu, dacă nu mă înșel, ești din Bacău sau Moldova? Eu sunt din Pașcani. Din Pașcani. Da, și o vizită și era o aventură întreagă. Și Andrei, asociatul meu, e din Bacău. Adică suntem din zonă de acolo. Da. Cred că noi când am început aveam un mare dezavantaj. Eu când am venit în București am avut un pic de trac, recunosc, dar se pare că așa cum sunt primiți, au fost primiți românii în Occident după ce s-a eliberat, după ce s-a dat liber la vize, așa erau și moldoveni în București. Veneau cu trac, dar cu foarte multă forță de muncă și cu creativitate. Cred că asta e una dintre cele mai bune resurse ale noastre. Munca și forța de muncă și creativitatea. Da, la fel, vis-a-vis de schimbare, am venit în liceu, m-am mutat din Pașcani în București și aici înjurăturile erau băi moldovene și eu tot întorceam capul, că mă uitam în stânga, în dreapta, până m-am obișnuit și am lăsat-o așa. Într-adevăr, când vii din zona Moldovei, cel puțin, experiența mea a fost că a trebuit să muncesc mult mai mult. N-aș putea să zic că neapărat în partea creativă, cel puțin în primii ani, dar da, a trebuit să muncesc mult mai mult și eram și obișnuit așa, ca să dovedesc că na, nu e un decalaj atât de mare între București și Iași. Din contră, cred că Iașiul și Moldova are niște avantaje care nu sunt neapărat fructificate. Bun, am luat-o așa cu începutul. Vreau să te întreb dacă îți mai aduci aminte primul proiect. Ai început chiar cu retail-ul? Da, au fost mai multe proiecte, dar primul proiect individual a fost un magazin de fashion în Vaslui, care, din păcate, astăzi nu mai există, dar a fost o experiență reușită. Mi-a dat curaj și când am făcut pasul în centru comercial, eu deja aveam o experiență foarte bună cu ce înseamnă retail-ul. Foarte bun. Ok, hai să nu fim. Cunoșteam deja, aveam niște probleme, știam cum să privesc un spațiu comercial ca un retailer, pentru că de-a lungul timpului mi-am dat seama că sunt foarte mulți colegi arhitecți care fac magazinele să le placă lor. E adevărat, trebuie să-ți placă și ție, dar el trebuie să răspundă unei nevoi a unui retailer. Și nu doar atât, și trebuie să răspundă să vorbească pe limba clienților retailului. Retailerului respectiv. Da, eu așa am început. În urmă cu 20 de ani, în cel de-al doilea mall din România, primul mall din provincie, Iulius Mall, Iași. Da, acolo, în Tudor, în zona fierbinte a orașului. Da, da, mi-aduc aminte. Eram în generală sau începusem liceu, nu mai știu exact, dar îți povesteam, era o aventură că plecam din Pașcan la Iași, atunci, nu știu cât, cu trenul, cred că o oră jumătate, nu mai știu exact, dar era un punct de atracție și știu că mergeam doar de dragul plăcerii de a mă plimba prin mall, că bani n-aveam prea mult sau în sfârșit n-aveam de cumpărături. Window shopping. Făceai window shopping. Da, da, da.
Ce zice Eugen dacă unul dintre scenariile noastre era să povestesc despre chilie. Am tot ieșit în spațiu public cu proiectul acesta și mi-am propus ca astăzi să vă invit la mine, la chilie. Adică eu aici chiar sunt, să aud probabil niște cocoșei în spate, sunt cocoșii vecinei. E un spațiu în București, într-un cartier care nu... Vă și arăt cum arată zona de aici. Până nu de mult timp era semi-urban, adică oamenii aveau găini, porci. E foarte aproape de Băneasa. E în cartierul jandarmeriei. Dar foarte mulți de în zona de aici lucrau la Institutul de Cantacuzino, pe la fermele astea de pe lângă, de la ieșirea din București. Și acum 2 ani, iată că se fac 3 ani în mai, s-au făcut 3 ani. Peste o săptămână se fac 3 ani de zile de când am făcut primul prototip de chilie. Îl vedeți ăsta din spate, cel din lemn. Și după încă un an de zile am făcut al doilea prototip, cel alb din spate. Sunt destul de diferite și structural și ca aspect. Ia să vedem așa dacă îl vizualizați cum trebuie. Ok, nu știu dacă e foarte bine. Se pare că l-am pierdut. S-a pierdut semnalul acolo, în mișcare. Până preintră, o să intru eu pe site-ul chiliei. Să vă arăt mai multe informații. Sperăm să revină Matius repede alături de noi. Așa. Acesta este proiectul chiliei despre care ne povestește Matius și se află acolo, o zonă din București, unde a construit acest prototip de casă, cu care eram curios să... A revenit Matius? Da. Îmi cer scuze, nu sunt obișnuit cu live-urile, așa că mutând camera am apăsat un buton care ne-a scos. M-a scos. Ok, nu e nicio problemă. Live astea se întâmplă. Le arătam urmăritorilor site-ul și prototipul de acolo. Până să ne povestești tu mai multe despre da, proiect. N-am aveam cum să anticipez ce o să vină, adică nevoia de izolare, dar când am plecat, când am început proiectul acesta, mi-am dorit foarte mult un spațiu de retragere, ca un fel de chilie pentru sfințișorii urbani. Și din motive personale, în primul rând, orașul te solicită destul de mult, orașul acesta mare, dar nu doar acesta. În general, zona urbană solicită foarte mult neuronii și resursele se cam împuținează. Mai ales dacă începi să ai și copii, să ai proiecte de-astea foarte solicitante, e complicat să te bucuri de un weekend scurt la... să zicem, în Valea Prahovei, făcând o jumătate de zi dus, o jumătate de zi întoarsă. Și am zis, ok, hai să dezvolt un concept care se poate implementa rapid, fără costuri
echivalente ale unei construcții propriu-zise și care să aibă și un grad de dinamicitate, de versatilitate. Și așa s-a născut primul prototip. Sunt foarte mulți colegi cărora trebuie să le mulțumesc pentru că m-au ajutat să decid și să esențializez acest obiect. Și de curând, spre bucuria și satisfacția mea, cei de la Worldwide Found ne-au cooptat pentru un proiect la Armenii și este vorba despre o rezervație de zimbri, o rezervație naturală. Nu știu dacă știați, zimbrii sunt considerați arhitecții pădurilor. M-a atras foarte mult odată faptul că pot să fac ceva pentru natură, dar și cheia asta către pădure, adică cum ar fi un zimbru arhitectul pădurilor. Și mi s-a răspuns că, într-adevăr, zimbrii, fiind niște animale erbivore destul de voluminoase, trebuie să mănânce foarte mult și uneori mănâncă atât de, fiind mai în turmă, merg și creează acele luminișuri foarte necesare unei păduri dese, creează acele luminișuri care duc la biodiversitate, la însănătoșesc practic fondul forestier și generează un lanț tot felul de avantaje pentru pădure. Am vorbit mult. Și dacă vrem, nu știu, vreau o persoană fizică, uite, vede acum proiectul și ar vrea, are spațiu, are teren și ar vrea proiectul ăsta să-l copieze sau să-l în spațiul lui, să-l ia și să-l construiască în spațiul lui. Ce ar însemna pentru el? Te ocupa de proiect, de transport, de montaj? Ce ar presupune lucrurile astea? Și abia e și un buget în care s-ar... Să facă o singură chilie este destul de costisitor dacă apelează la serviciile noastre, ale mele sau ale colegilor mei din studio. Dar pentru că m-am lovit de foarte multe ori de problema costurilor, cât costă. Din motivul acesta, fie le putem pune la dispoziție un anumit volum de informații ca să își creeze singur această să creeze și să insereze acest obiect pe terenul pe care îl au, fie cel mai de dorit pentru mine și pentru un astfel de proiect ar fi, cum este cel de la Armeniș, crearea unei comunități de astfel de obiecte grupate în jurul unei funcțiuni centrale, cum ar fi cea de dotări privind un spațiu de gătit, privind igienă și utilități. Pentru că un obiect, chiar dacă este foarte mic, poate condensa foarte multe eforturi și acumula foarte multe costuri financiare. Nu este rentabil un singur obiect. Dar în funcție de tipul de spațiu și în funcție de așteptările pe care le are viitorul utilizator, acest obiect poate fi mai tehnologizat sau mai puțin tehnologizat. Ok, mai multe date pentru cei interesați, ați văzut, se găsesc și pe site sau îl găsiți pe Matius. Cred că aveți și mailul lui acolo. Aș vrea să trecem puțin la partea, să revenim la partea de retail și să ne povestești despre care erau provocările tale înainte de criza de acum, de pandemie, pentru că și care sunt acum. Acum s-au închis, sunt toate mall-urile închise, acum am văzut că o parte din activitatea de retail își revine și la noi, magazinele stradale, în principiu. Care sunt provocările tale acum, care au fost înainte? Ce s-a schimbat în perioada asta? Provocările cu care mă pregăteam să
mă confrunt înainte de această pandemie, era o pandemie, era o epidemie locală. Este un virus pe care centrele comerciale trebuie să scape. De fapt, și centrele comerciale și noi ca societate trebuie să facem efortul să scăpăm. Este un virus care a migrat de la sectorul de stat la sectorul de privat. Și în speță, pentru că eu cunosc și activez în zona de retail, cred că acest virus e la fel de periculos, dacă nu chiar mai periculos decât corona, pentru că nu îl poți rezolva cu un simplu vaccin. Trebuie să treacă ceva timp și să facem eforturi cu toții să-l vindecăm. E puțin abstract sau... Eu n-am înțeles exact la ce se referă. Acum mă gândesc la ceva, la relațiile interumane. Exact, la relațiile interumane, la relațiile între prestatori și furnizori, între centrele comerciale și retailer, între departamentele din interiorul unor corporații care operează sau dezvoltă proiecte de anvergură mare. Deci, pe scurt, relațiile umane. Da. O altă provocare pe care aș vrea să o ating, dar probabil că o să migrăm încetul cu încetul către ea, discuția, este cea privind contextul în care se face inserția unui spațiu comercial. De foarte multe ori, după semnarea unui contract într-un centru comercial, retailerul se îndreaptă către noi și spune: Matius, tu știi, te descurci, mergi și fă releveul, prea spațiul și apucă-te de lucru. Noi facem doar proiectare, nu facem și execuție. Și una dintre problemele cel mai mare era extragerea informațiilor despre un anumit tip de spațiu. E adevărat că nu înseamnă doar un releveu și se pare că releveu nu este cuvântul cel mai potrivit, nu este suficient. Trebuie să faci o cartografiere a spațiului, pentru că o să vedem, dacă ne permite și timpul și o să aibă răbdare și publicul, să ne uităm să vedem ce înseamnă, care sunt problemele concrete într-un astfel de proiect. Deci, extragerea informațiilor este foarte dificil de făcut într-un timp atât de scurt și cu de foarte multe ori cu piedici din partea celor de la, sau hai să nu spun o obstrucție, să spun lipsă de interes din partea celor care ar trebui să le gestioneze și să le livreze. Ce vezi tu? Între timp a prepornit șantierul la mine, dacă se aud zgomot. Ai șantier? Am un șantier aici, un vecin cumva deasupra. Hai să ne punem casca. Așa, ar fi bună casca. Mi-am pregătit butaforia pentru că știam că o să vorbim despre șantier astăzi. Mă mut în chilie să te ascult, să te aud mai bine, că mă dau afară cu mine cu coșii ăștia. Mă buruiază puțin. Așa? Am un șantier continuu, în sfârșit. Înțeleg că un vecin de faianța a jos. Azi am făcut un armistițiu pentru orele astea, dar se pare că tot mai are ceva de bătut, așa că dacă auziți, suntem live de lângă un șantier. E un șantier primitiv dacă bate. Acum sunt mașini. Ia să vedem. Cam așa. Fără cablu. Deci viitorul, unul dintre pașii că cum va arăta spațiul comercial în viitor este autonomie, versatilitate, dinamică și, evident, digitalizare. Digitalizare. Și aici am rămas la șantierul meu și mă gândeam că probabil unul e cu ciocanul și ca să nu trebuiască să-l dezinfecteze și celălalt e cu automatizarea.
în sfârșit, ca să le găsesc o scuză. Care vezi tu că sunt oportunitățile pentru șantiere în viitor, pentru mall-urile care există, care se vor construi? Uite, de exemplu, noi suntem într-un proiect care tocmai s-a suspendat la Iași, că tot veni vorba de Iași, vis-a-vis de o prelungire de sau extindere de mall. Care vezi că ar fi oportunitățile sau cum o să se schimbe spațiile din mall-uri? Vedeam și în urma postărilor care anticipau această discuție că lumea nu e prea optimistă vis-a-vis de mall-uri și vis-a-vis de spațiile comerciale și mai ales de negocierile dintre chiriași și proprietari. Aici mi se pare că se duce acum o bătălie interna. Aprigă. Da. Ce se întâmplă cu chiriile? Imediat după acest live o să particip la o conferință organizată de Wall Street. Wall Street împreună cu cei de la RoRetail, o asociație a retailerilor din România. Dar, din păcate, eu nu sunt în măsură să ajut în zona asta, adică la chirii și la partea de legal, eu nu prea ajung, adică eu intru în ecuația asta între retailer și operatorii sau dezvoltatorii de centre comerciale după ce au semnat contractul și nu știu dacă aș putea să ajut în sensul acesta eu. Nu, dar întrebarea era legată mai mult de care sunt oportunitățile și ce s-ar putea schimba acum, ce mai mult timp de analiză, de reflexie în cum funcționau șantierele până acum sau cum erau organizate magazinele până acum, mall-urile. Da. Nu știu, să se schimbe ceva în bine sau e prea devreme și trebuie să mai așteptăm? Eu zic că e un trend pe care nu trebuie să-l pierdem acum. Practic orice, de fiecare dată când omenirea, societățile, de-a lungul timpului s-au confruntat fie cu un război, fie cu o pandemie, fie cu internetul, da? Că și ăsta a fost un instrument care a revoluționat foarte mult societatea în general, retail-ul în mod special, pentru că îl cunosc mai bine și mă învârt, mă dezvolt în zona asta. Deci, cred că e momentul în care și constructorii de spații comerciale, antreprenorii și subantreprenorii și centrele comerciale și investitorii, adică retailerii care își dezvoltă spațiul comercial, vor avea mari beneficii dacă fac efortul de pe acum să se gândească la următorii 5 ani. Pentru că o pandemie nu se va termina. S-ar putea ca pandemia asta să nu se termine acum, da? S-ar putea ca după acest, cum a fost SARS-ul, cum a fost, nu știu, acum câțiva ani, în H1, N1, alt. Da, deci virusurile, ca să nu fiu, să nu mai exprim corect. Virusurile acestea vor fi din ce în ce mai prezente în viața noastră. Văd că se conectează cineva. Se conectează Denisa, colega mea. I-am spus că la și jumătate și între timp se conectează și ea. Ce vreau să te mai întreb, ai scris un articol foarte interesant. Cum va arăta Dorel 2.0? Cum va transforma munca în șantier? Dorel 2.0. Da, am scris un articol și le mulțumesc că celor de la Sidra care ne-au povestit despre niște produse pe care le-au în portofoliu. Sunt niște produse de la Porta Vest. Din păcate nu au ajuns astăzi, nici până în astăzi nu mi-au ajuns încă niște mostre despre ei, dar cu siguranță, dacă ar fi să vă spun cum va arăta Dorel
va avea sigur o mască pe figură. Chiar ieri am avut o intervenție la chilie a unor domni de la Trarion care aveau măști pe figură. Casca nu va fi doar o simplă cască, va avea cu siguranță elemente speciale de confort pe timp de zi, pe timp de noapte, pe timp de iarnă, pe timp de iarnă, de vară. Adică nu va fi doar un produs de minimă, de butaforie. Deci trebuie să fie niște produse care să-l ajute să presteze mai bine, să fie mai eficient, iar un lucru foarte important va fi odată digitalizarea fiecărui instrument. Acel IoT va intra, a intrat deja în șantiere, dar va intra și mai pregnant. Vom vedea ochelari 3D conectați cu ochelari virtuali conectați cu proiectanții și cu furnizorul. Adică nu știu mi-ar plăcea foarte mult să facem odată o discuție despre acest tip de ochelari care te ajută să vezi ce în timp real, odată împreună cu echipa ta, realitatea din șantier și să găsești în timp real soluții pentru situații neprevăzute. Da, cu VR și acum și cu realitatea augmentată. Am văzut că sunt foarte multe soluții în zona asta. Și noi testăm foarte mult să vedem cum găsim o soluție, să aducem norii de puncte în VR, dar să fie o soluție stabilă și pentru proiecte mai mari. Așa, pentru proiecte mai mici s-ar putea să fie deja, dar pentru proiecte mai mari, deocamdată, încă suntem și noi în căutări și în dezvoltarea unor soluții în partea asta. Sunt curios și eu, asta mi-am propus de atunci, să văd și eu cum arată norii de puncte, pentru că norii devin din ce în ce mai prezenți. Pe de-o parte sunt absenți, că nu mai avem ploaie. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat-o ieri, alaltă ieri. Pe de altă parte, ne dorim norii pentru că ne asigură o dinamică și un lucru în rețea foarte, foarte eficient. Sunt curios cum arată norii de puncte și cum aș putea eu să simplific viața și a mea și a colegilor mei, mai ales atunci când lucrurile devin din ce în ce mai complexe. Spuneam că la începutul activității mele furnizam doar servicii de proiectare de arhitectură, fără inginerie, fără mecanică, fără electrică, fără ștampile. Astăzi, datorită norilor, putem să avem un lucru în echipă remote foarte eficient și lucrurile, chiar dacă devin mai complexe, norile simplifică. Sunt curios dacă și norii de puncte nu sună și nu se văd atât de complex cum mă sper eu că sunt. O să vedem imediat de la Denisa. Bună, Denisa! Bună! Care are o experiență vastă în lucru cu norii de puncte și în modelare și are și câteva exemple cum s-ar aplica în cazul tău sau în sfârșit. Am rugat-o să găsim niște exemple, fie că e vorba despre mall-uri, fie că e vorba de spații asemănătoare. Acum să vedem cum începem. Vorbim despre nori întâi sau ne arăți niște exemple de cum lucrezi tu în partea de proiectare, Matius, sau facem întâi partea cu norii de puncte? Partea cu norii. Partea cu norii. Matius a fost foarte curios întotdeauna. Inițial am spus că aceste discuții nu ne face neapărat despre noi, dar am zis că dacă vrea să afle lucruri despre lucruri cu norii de puncte și cum facem noi cu modelarea, atunci hai să arătăm. Poate așa învață mai multă lume sau vede exemplu și e preluat. Denisa, ne ajuți tu cu exemplele? Da. Imediat o să dau share screen.
Ca idee despre norii de puncte, se poate spune că depinde, adică complexitatea lor și mărimea sau ce se vede efectiv într-un nor de puncte, depinde și de specificul lucrării, adică în momentul în care mergi și te apuci de scanat, cumva îți adaptezi modul de lucru și în funcție de ce vrei să obții. De asta o să, aici de exemplu, este molul din Brașov, Arti Brașov, și aici scopul era un model 3D pentru partea aceasta din fața a structurii de beton. De asta, adică nu sunt foarte multe detalii în rest, de exemplu, la substrat. Dar, ca idee, norul de puncte este foarte complet, poate să fie foarte complet, la fel, în funcție de specificul lucrării. Putem să vedem orice element ne interesează. De exemplu, aici ar fi structura metalică, dacă avem nevoie. Aici se vede foarte bine structura de beton. Denisa, poți să lași o imagine că când se mișcă, se cadează și se văd destul de multe elemente când e oprită imaginea. Așa. Cu asta, de exemplu. Adică se pot observa detalii și la fel, de exemplu, aici sunt niște guri de aerisire, țevi, dacă avem nevoie, cum am zis, structura metalică din partea de sus. Aplicația ar fi destul de variată și destul de multe, în funcție de, dar depinde foarte mult ce se dorește, adică unde vrem să ajungem cu norii de puncte și unde specificul lucrării, ce vrem să facem în continuare. Tu, Matius, ai avea ceva întrebări legate de norii de puncte, de vizualizare? Da. Și ceilalți care ne urmăresc, la fel, dacă aveți... Vă rugăm. Da. Deci, eu aș avea două sau chiar trei întrebări. Prima este... Deci, am înțeles asta cu... Pui de click pe un punct și îți dă informații despre înălțime. Corect? Și câteva, poate să-ți da și câteva informații despre ce reprezintă, dacă e o țeavă, dacă e o tubulatură, dacă e beton? Nu recunoaște, nu poate să recunoască obiectele efectiv. Avem câteva informații în momentul în care apăsăm pe un punct, ne apar niște informații de coordonate, dar nu ne putem raporta neapărat la ele, fiindcă sunt... Cel puțin acest proiect este scanat într-un sistem de coordonate local și nu putem să ne, adică să ne raportăm fix la el. În schimb, putem să măsurăm distanțe, de exemplu înălțimi. De aici până la placă, de exemplu. Sunt 4,90 de... Bine, 4 metri 90 de centimetri. Informații de genul acesta. Apoi, norul de puncte îl putem introduce în AutoCAD sau în Revit și putem să scoatem de acolo informații. Adică, efectiv, facem modelul 3D sau planșe 2D folosindu-ne de norul de puncte. Funcționează... Asta era următoarea mea întrebare. Se pot face ușor aceste planșe 2D sau e ceva mai complex și presupune și software mai complexe și mai mult timp? Procesul este destul de rapid, adică, dar tot include timpul necesar un nor desene, adică poți să te gândești la norul de puncte sau imaginea norului de puncte în AutoCAD sau Revit ca un fel de imagine, ca un fel de poză și începi să vectorizezi pe poza respectivă. Acum, spre deosebire de o poză normală, nu e afectat poza respectivă, adică imaginea respectivă nu este afectată de perspectivă, deci știe exact că punctele sunt în locul respectiv. Așa că nu trebuie să-ți faci probleme că ceva e deformat. În al doilea rând, ca avantaj ar fi că tu poți să faci secțiuni în mai multe locuri
și poți să vezi obiectul din mai multe perspective, adică norul de puncte, astfel încât poți să identifici obiectele din norul de puncte cât mai bine. O să arăt și un exemplu de cum este norul acesta în Revit și ne putem uita puțin și acolo, să vedem cum se vede, cum putem să facem, adică ce am putea să obținem efectiv din el. Ca și timp, nu, adică diferă foarte mult de specificul proiectului, dar ca timp nu durează foarte mult, adică scanarea, ai toate datele de care ai nevoie, dacă știi, bineînțeles, dacă știi de la început cu ce scop mergi pe teren, ai toate datele și apoi vii doar la birou și faci, execuți o singură măsurătoare pe teren, vii la birou, ai toate datele. Măsurătoare care poate să dureze o zi, maxim două, adică nu, dar pentru o clădire complexă. Așa că nu trebuie să măsori de 10 ori la 10 cote diferite sau chestii de genul ăsta. Poți apoi, efectiv, să mergi la birou și să scoți datele de care ai nevoie. Cel puțin aici, cred că măsurătoarea ar putea să confirme colegii noștri, dar nu știu, nu știu dacă a durat 2 ore. Cred că mai multe până s-au calibrat acolo. Exportă cumva și... poate... Dacă exportă DVG, înseamnă că se poate importa în SketchUp, corect? Norul de puncte vine în funcție de scannerul cu care se scanează, are anumite formate, apoi se prelucrează folosind softurile specifice scannerului cu care a fost scanat, iar după exportul din softul de prelucrare, de obicei obținem un fișier RECAP, RCP, care a fost varianta pe care ați văzut-o. Aceasta poate fi importată în AutoCAD. Softul de DVG este compatibil cu RCP-ul. Iar apoi, adică și în Revit, adică în softurile de Autodesk. Și apoi pot fi folosite pentru fiecare lucrare în parte. Nu, norul de puncte nu generează automat un model 3D. El este efectiv, cum am zis, o imagine a o multitudine de puncte care formează el ca întreg un 3D. Adică e ca și puteți să vă gândiți ca un fel de cub care nu are o suprafață, ci are o suprafață definită de puncte. Foarte, foarte multe puncte. Și atunci când îl miști în 3D, de exemplu, poți să-ți dai seama ce se întâmplă el ca obiect. Aici este și... Ce dimensiune are un fișier AutoCAD? De exemplu, acesta, ca din imagine, cam ce dimensiune ar avea? Fișierul de AutoCAD nu este foarte aglomerat, adică are în jur de, nu știu, 10 kilo, mega. Un fișier normal, adică el consideră norul de puncte ca și când ar fi o referință externă, nu ca și când aglomerează automat fișierul de AutoCAD. Dimensiunea pe care o are fișierul RECAP, cel pe care îl introducem în AutoCAD sau în Revit, este destul de mare în funcție de numărul de scanări sau rezoluția cu care a fost scanat. Adică aici putem să avem fișiere care merg de la 1 giga până la 100-150 sau mai mult. Depinde de puterea calculatorului. Adică fișierul RECAP este cel care consumă destul de multe resurse. Adică, efectiv, fișierul norului de puncte. Programul pe care îl folosim noi ca să creăm modelul 3D sau releveul 2D nu o să aibă o dimensiune mare. Dar, în același timp, dacă nu atașăm și nu copiem ca și referință norul de puncte din spate, noi nu o să putem să vizualizăm în fișierul nostru în care am lucrat. Adică eu dacă fac un model 3D dintr-un nor de puncte și vi-l transmit dumneavoastră fișierul Revit, de exemplu, dumneavoastră o să aveți fișierul Revit, o să aveți modelul 3D, dar nu o să puteți accesa să vedeți efectiv norul de puncte. Ok. Aici este
este norul de puncte tot de la AFI. O să... Ce interesant, tot cu AFI Brașov m-am pregătit și eu. Vreau să vă arăt o problemă pe care o întâmplim foarte des și chiar dacă într-o măsură mai mică sau mai mare deja ați răspuns, chiar dacă deja ați răspuns la o parte de întrebări, aș vrea să mă asigur că am înțeles corect și să le subliniem din nou. Sigur, sigur. Denisa, ai o puțină tică răbdare să-ți arăt și eu da. Cu ce mă confund? Da? Ok. Hai să vedem, poate reușesc să fac și eu un share. Bun. Ok, deci noi avem de regulă acest tip de provocări. Deci nu lucrăm întotdeauna în 3D. De regulă, cea mai rapidă versiune, variantă de lucru e cea mai rapidă, da? Repet, nu cea mai eficientă. Este în 2D. Și ne luăm niște informații de bază. 3D-urile le facem ca să înțeleagă și investitorii, adică retailerii, pentru că ei de multe ori spun nu mă pricep, nu mă interesează, ocupă-te. Doar că sunt niște chestiuni destul de complicat de anticipat. De exemplu, tubulaturile pe care le vedem aici sunt da. Dintr-un proiect. Deci putem să ne bazăm pe o situație prezumtivă, da? Dar în realitate, chiar dacă voi faceți un releveu astăzi, lucrurile sunt foarte dinamice, adică mai ales într-un mall ca AFI Brașov, care încă nu e finalizat, pot apărea oricând niște tubulaturi. Asta nu e problema voastră, deci voi ca și furnizor de nori. Dar întrebarea mea este așa, sau întrebarea mea la care deja unele, la voi ați răspuns parțial. Deci eu pot să-mi iau cea mai mică. Cum pot eu determina cea mai joasă cotă de la tot ce înseamnă tubulaturi prezente în spațiu atunci? E ceva care m-ar ajuta să-mi semnaleze, de exemplu, aici. Uite, asta e zona cea mai joasă? Pentru că în funcție de asta, eu pot să decid pe unde trec cu o țeavă de scurgeri sau unde amplasez, la cota la care amplasez tavanul fals. Da, aici absolut. Adică eu dacă aș folosi, să zicem, acea zonă, un nor de puncte de aici, folosit în spate, ai putea să vezi exact cât e deviat față de proiect. Uite, vă dau un exemplu. De exemplu, acum noi avem 3D-ul, da? Dar putem să avem foarte ușor o proiecție, o elevație și de aici să aflăm înălțimea cea mai mică. Da? Deci putem integra, de exemplu, acel nor de puncte într-un SketchUp să aflăm rapid care e cea mai mică, cea mai joasă instalație existentă? Da, putem să introducem norul de puncte și în SketchUp. Din câte știu eu, acum nu știu exact... Bine, nu am făcut efectiv, n-am introdus un nor de puncte în SketchUp, trebuie să văd exact ce format și cum se poate introduce mai bine. Pot să vă arăt ceva asemănător în Revit pentru alt proiect, pentru că este mai acolo chiar sunt mai multe instalații și acolo putem să vedem. Ideea e că ne-ar trebui norul de puncte inițial, iar apoi probabil că în funcție de actualizarea proiectului, adică ce s-a mai lucrat sau s-au adăugat elemente, efectuată încă o scanare ca să putem vedea diferențele sau actualizat cu obiectele care sunt în momentul respectiv de interes. Am înțeles. Bun. Noi putem să măsurăm și fără să avem efectiv un model 3D, adică putem facem scanarea, identificăm elementele, apoi putem să folosim secțiuni sau vederi cum ați folosit aici și să vedem ce se întâmplă și să măsurăm efectiv. Se poate, da. E foarte interesant dacă
s-ar putea face înainte de predarea spațiilor către chiriași, centrele comerciale, să aveți un contract cu toate centrele comerciale și ei să livreze către voi acest nor de puncte. Adică să nu trebuiască să mă deplasez eu, dacă am un magazin de 100 de metri pătrați la Târgu Jiu, să mă deplasez la Târgu Jiu doar pentru un releveu. Cum vi se pare ideea asta? Asta ar suna ideal. E clar că ar fi situația ideală pentru și pentru furnizorii de scanare 3D și pentru arhitecți și pentru beneficiari. Ce e foarte posibil să fim nevoiți să facem mai multă educare în sensul ăsta și să arătăm avantajele lucrurilor așa și că pot fi reduse anumite costuri. Acum să vedem cum va evolua piața asta și cum vor evolua mall-urile mai departe. Mall-urile nu o să dispară, chiar dacă suntem în epoca în care dinozaurul acesta denumit mall dispare în America, în România încă nu prea are șanse să dispară. Dar cum vezi tu că, nu știu, o să funcționeze food court-urile? Cum o să funcționeze sălile de cinema? Să fie la fel? O să se modifice? O să păstreze distanța în cinemauri? Nu știu, dacă ai ceva insight-uri la... Foarte interesant. Eu nu m-am gândit, eu nu sunt încă pregătit din toate punctele de vedere să dau un răspuns, în special din zona igienico-sanitară. Deși am consultat din legislație partea care se referă la siguranța în exploatarea spațiilor, documentația asta, normativele acestea sunt destul de vechi și nu au absolut nicio legătură cu propagarea virusurilor și a bacteriilor de acest tip, de tip corona. Ce aș vedea? Acum o urmăresc și pe Denisa cum dă linia de secțiune. Ce aș vedea eu ar fi, în primul rând, cum s-a întâmplat și la ochelarii 3D, cu care populația, consumatorul de entertainment s-a obișnuit relativ repede. Au apărut acei ochelari 3D, ok, probabil că vor apărea la intrarea în cinematografe și anumite măști sau soluții de identificare a persoanelor cu posibile riscuri și atunci pe ansamblu centrele comerciale vor lua pentru fiecare tip de activitate, că este entertainment, că este fashion, non-food sau food, vor lua aceste măsuri. Vedem deja în unitățile de... uite, văd aici un exemplu foarte bun. Scuze că fac iarăși... Văd și un omuleț. E foarte interesant cum se lucrează. Scuze. Da. Mai revin-o. Deci, lucrurile se întâmplă deja în retail. Retailul nu a murit de tot. Centrele comerciale nu s-au închis de tot. Funcționează doar anumite zone, adică hipermarketurile. Și funcționează, adică... Eu nu văd de ce ar fi un risc mai mare dacă într-un magazin se vând haine și nu prosoape, cum e la Carrefour, da? Sau dacă într-un magazin se vând aparate foto sau parfumuri sau pantofi și nu se vând ciocane, cuie ca la Hornbach sau la Dedeman. Deci nu văd un motiv să ținem închise un centru comercial, să paralizăm o astfel de industrie doar pentru că nu vând produse de strictă necesitate. E adevărat că trebuie să minimizezi riscurile scăzând numărul de persoane dintr-o incintă, dar sunt chestiuni care... din punct de vedere tehnic, mă depășesc. Legislativ, ok. Poate că sunt mai mult niște măsuri de protejare a șanselor de a-și păstra un guvern
locul în exercițiu. Dar în magazinele standard, fie că e vorba de cele din mall-uri sau stradale, se va schimba ceva în amenajare? Adică o să facă anumite trasee, nu știu, ar putea să fie luate în calcul măsuri de genul ăsta? Pe termen lung, pe termen scurt, nu cred. Și eu merg la Mega și par, chiar dacă la început era puțin mai multă panică, acum lumea pare total relaxată, sau cel puțin asta e impresia mea. Cum la fel pe șantiere, deocamdată, în afară de câteva unde se respectă și se respectau și înainte măsurile de sănătate și siguranță în muncă, și acum au intervenit și cu purtarea obligatorie a măștilor. Sunt multe șantiere în care nu s-a schimbat nimic. Crezi că o să apese mai tare pedala pe zona asta? Sau trebuie să așteptăm doar dacă se întâmplă mai multe cazuri? Practic, pentru mine, șantierul este echivalentul biroului celor cu gulere albe. Deci, n-ar trebui să fie o discriminare. Șantierul, chiar dacă este un dorel sau o echipă de dorei care lucrează acolo, ar trebui să beneficieze de aceleași măsuri de prevenire a riscurilor. Mă aștept într-o primă... Fac o completare, ne scrie Cezara, că referitor la normele de siguranță, conform legislației în vigoare, vom fi obligați ca în spațiile închise să purtăm măști și mănuși. Cel puțin și la fel se lucrează la delimitarea în cadrul restaurantelor și chiar și a saloanelor de înfrumusețare. Într-adevăr, asta cu purtatul de măști și mănuși o să fie probabil peste tot. Cu toate că acum, din nou, revenind la spațiile comerciale, cel puțin unde am la spațiile Mega Image, unde merg eu tot timpul, parcă lumea e mai relaxată în ultima perioadă. Da. Cum spunea și domnul președinte, nu trebuie să scădem nivelul de atenție și să ne relaxăm atât de mult, dar cred că în primă fază nu vom vedea SF-uri în șantiere. Nu. Lucrurile vor evolua treptat și chiar dacă într-o primă fază mă aștept să apară mai mult amenzi și mai mult chestii absurde, cred că într-un timp relativ scurt șantierele vor deveni un spațiu din ce în ce mai mai safe. Din ce în ce mai safe. Și mă refer aici nu doar la pericolele care sunt deja într-un spațiu comercial, de electrocutare, de lovire, de cădere, de acțiune mecanică, contondentă, da? Poți să-ți retezi un deget sau să-ți intre șpană în ochi. Mă refer și la faptul că e posibil, mai ales în șantierele indoor, e posibil să trebuiască puse, de exemplu, niște lămpi UV care pe perioada cât șantierul este închis, da? Sau dacă nu se lucrează timp de 6 ore, aceste lămpi cu UV să poată steriliza spațiul întreg. Să nu uităm că după un șantier, dacă noi nu-i respectăm pe șantieriști, spațiul respectiv va fi un spațiu livrat deja contaminat. Deci trebuie privită cu atenție și chiar ce am scris eu în articolul respectiv nu este întâmplător. Adică așa cum ne uităm la un spațiu în care faci sport, la un spațiu în care lucrezi de ca office, da? Sau la un
spațiu, la o clinică, da, de consultații, așa este și un șantier, pentru că după ce pleacă șantieriștii de acolo, sub antreprenorii, spațiul respectiv e privit ca și cum ar fi safe, clean, că miroase a vopsea. Dar nu e suficient. Trebuie să fie igienizat din toate punctele de vedere. Iar soluția cu niște lămpi UV ar putea fi una dintre ele. Mai este un risc însă la care trebuie să se gândească și proiectanții de instalații și centrele comerciale, operatorii, și anume faptul că după deschiderea unui spațiu comercial, aerul care intră în acea unitate comercială este primit din exterior printr-o tubulatură, adus în unitatea respectivă și amestecat cu aerul viciat din incintă. Deci nu este 100% proaspăt. Nu sunt spații ca și la birourile astea de la clădiri înalte. Nu sunt spații care beneficiază de aport de aer proaspăt ca atunci când deschizi un geam și o fereastră și o ușă ca să se facă puțin curent, să se împrospăteze aerul din cameră. Și nici n-au lumină naturală. Deci asta e un factor de risc foarte mare. Lumina naturală conține, evident, raze UV cu acțiune germicidă sau omoară virusurile de la sine. Deci trebuie luat în calcul și aceste aspecte. Nu mă aștept, cum spuneam, la SF-uri, mă aștept la măsuri care se vor implementa treptat și sper să nu mimăm, cam așa cum am făcut și după colectiv, să nu mimăm implementarea măsurilor doar prin afișarea unor extintoare manuale la fiecare 5 metri. Adică mai mult decât e în legislație. Am plictisit audiența deja? Nu, mai avem comentarii aici. Referitor la purtarea echipamentelor în șantier, așa cum știm, există un normativ de acordare a echipamentului individual de protecție. Cred că se va ajunge pe modelul sanitar. Știm că aceste materiale de protecție de unică folosință, măști, sunt considerate echipamente individuale de protecție. Da, legea așa e. Ne arată Matius cu mască. Într-adevăr, ce e o problemă pe care o văd eu de-a lungul timpului, normele, normativele sunt, chiar la prin 2009 am deschis o companie împreună cu ai mei care se ocupa cu consultanță în zona asta de sănătate și siguranță muncă, fix în criză. Ideea e că cum faci să-i convingi pe cei din șantier să și poarte și să și respecte aceste normative. Și că nu se întâmplă nici în momentul de față. Adică avem încă șantiere în România în care nu se poartă cască, vestă, bocanci. Și la fel, după același model, sunt convins că și măștile o să lipsesc. La început am crezut că da, o să se întâmple, toată lumea o să poarte. Știu că a fost o problemă majoră, cel puțin în primele două săptămâni, în a procura aceste măști și noi am avut-o și noi am simțit deficitul ăsta. Acum se găsesc peste tot, și la Mega Image, și la EMAG, și peste tot. Ne mai scrie Monica, pe care o salutăm. O observație legată de acea situație ideală în care beneficiarul are la finalizarea lucrărilor un scan 3D pe as-built, pe care îl pune la dispoziția proiectanților de fit-out. Chiar dacă per ansamblu costul ar fi mai mic pentru scan decât pentru suma tuturor releveilor arhitecților care vor face amenajări în mall, e vorba totuși de un cost pe care dezvoltatorul îl transferă chiriașilor. Așa că acea educație despre care vorbea Eugen, necesară pentru a promova ideea, ar trebui să focalizeze pe beneficiarul pe beneficiul dezvoltatorului, nu pe cost. Pentru asset management, întreținere, etc., ar fi un mare beneficiu. Mulțumim, Monica, pentru idee. Da, așa ar trebui să facem, într-adevăr, să mergem pe beneficii, nu pe costuri. Beneficii. Evident. Bun, am punctat mare parte din lucruri, ne-a trecut și ora
alocată, am depășit, sper că a devenit sau a fost interesantă discuția. N-am reușit pe YouTube, ceva s-a întâmplat la softul de care redistribuie Zoom-ul, dar o să publicăm clipul, e înregistrat și o să-l publicăm și pe YouTube imediat ce se salvează înregistrarea. Aș vrea să încheiem cu un sfat al tău către tinerii arhitecți. Noi avem un workshop pe care chiar pe 15 mai, spunea Denisa azi dimineață, o să avem corectarea practicii. Spun bine, Denisa? Predarea proiectului de practică. Ei învață să facă releve 2D folosind norii de puncte. Eu consider că o să-i ajute foarte mult, măcar o să, dacă nu o să lucreze pe viitor cu nori de puncte ei, măcar o să știe despre ce este vorba și cum pot să folosească tehnologia asta spre avantajul lor. Da, ca proiect aplicat avem chiar clădirea Universității Ion Mincu din București. Și aș vrea un sfat, pentru că cum ești tu nișat pe zona asta de retail, ce sfat le-ai da celor care ar vrea să o apuce de un capăt? Adică, cum ți-ai putea tu crea concurență în zona asta? Eu am nevoie de concurență în zona asta, pentru că concurenții pot fi foarte ușor convertiți în colaboratori. Sunt proiecte destul de mari și complexe, din ce în ce mai mari și mai complexe, și eu nu vreau să fac totul singur. Am nevoie de colaboratori serioși. Deja am început să colaborăm cu 3-4 studiouri foarte, foarte bune din România. Dacă ar fi să dau un sfat, hai să zicem, uite, din norul de sfaturi pe care aș putea să-l dau după 20 de ani de experiență, aș începe așa. Alegeți un domeniu pe care vrei să te bagi, să te faci cunoscut, pentru că nu o să poți, ca și la medici, ca și la avocați, nu o să poți să faci și penal, și civil, și... Deci nu, e bine să te nișezi de la început, să știi cam pe ce zona norului ai putea să mergi. Doi, să nu rămâi blocat în breasla ta, adică să-ți faci cunoștințe și să te promovezi într-un nor de profesii cât mai diversificat. Și dacă ar fi al treilea, să nu fii doar visător și creativ, să nu te confiște ideea de creație, chiar dacă e foarte, foarte utilă, ci să încerci să gândești lucrurile în ansamblul lor, adică să vezi livrabilul cap-coadă, nu doar creația ta, să vezi și partea inginerească a lucrurilor și partea economică a lucrurilor, adică să știi, să poți să stăpânești și partea economică astfel încât să îți încasezi banii așa cum ai stabilit în înțelegerea cu beneficiarul și să fii atent și la partea legală, pentru că uneori noi ca și arhitecți nu avem tangențe cu nici cu zona economică, nici cu zona juridică. Așa, niște sfătuleți. Super, super sfaturi de la un arhitect cu 20 de ani experiență. Îți mulțumesc mult că ai fost astăzi alături de noi. Sper că ai înțeles măcar puțin din ce înseamnă lucru cu norii. Mulțumesc că ne-ai arătat chilia, că ne-ai arătat o parte din proiectele tale și că ne-ai arătat de ce ar trebui să ne uităm în zona de arhitectură de retail și în continuare. Mulțumesc, Denisa, mulțumesc, Matius. Cu toți. Eu vă mulțumesc. Ne vedem marțea viitoare de la 10. Încercăm să facem obiceiul. Și cât de curând ne vedem pe șantier. Vă salut voios! Mulțumim, ne vedem! O zi bună! Pa! Pa! Gata, am ieșit din live. Ok, am rămas noi doi.
Bun, facem o încheiere, așa. Eu zic că a fost bine. Mai ales că n-am avut... A fost foarte bine. N-am mers pe YouTube, nu știu ceva, ori am făcut o setare, ori trebuie să văd. Ce dau în Republic acolo. Da, poate să-l... Am văzut că caut metode, lumea să uite mult și după. Și... Aha. Să se uite că acum în live sunt, s-au uitat în medie, cred că 30, variază, probabil au văzut în jur de, o să mă uit, 700, 800, 900 au deschis măcar câteva secunde să uite, că variază, nu se uită prea puțin wow. Cap-coadă, mai ales fiind marți. Dar caut metode pentru YouTube ca lumea să tot revadă lucrurile și ele să fie sincronizate între ele și să poată să uite și peste o lună cineva sau poate să uite seara. Și chiar mă gândeam că în ultimele 28 de zile, o lună, YouTube am avut 3900 de vizualizări. Și lumea se uită cam 20 de minute, ceea ce e mult. Înseamnă că își alege un subiect acolo și se uită la fiecare clip. Bun, hai să te întreb ceva, ca să fie legat de ceea ce ai putea tu să faci în industria noastră. Dacă voi faceți cum ați făcut acum pentru AFI, e o